În 1452, Constantin al XI-lea, paleologul, domnea peste Imperiul Bizantin, din care nu mai rămăseseră decât câteva insulițe și Constantinopolul. Orașul acelor vremuri nu mai era decât o imagine ștearsă a marii capitale imperiale care fusese odată. Populația scăzuse de la peste 1 milion de locuitori până la 50 de mii. Armata, care aduna odată 10 de mii de călăreți în armuri, era acum formată din mai puțin de 7 mii de oameni, cu tot cu mercenari. Ce rămăsese neschimbat erau masivele ziduri ale Constantinopolului. Tot orașul era încercuit de cel puțin un zid înalt și gros, chiar și în zonele de coastă. La marginea de est, mai vulnerabilă, Constantinopolul era apărat de ziduri duble, cu un zid exterior mai mic, gros de 2 metri și înalt de 7 metri și jumătate, și un zid interior, sau zidul mare, gros de 8 metri și înalt de 12. Între aceste ziduri era un șanț adânc de 9 metri. În interiorul fiecărui zid exista un drum care să permită deplasarea rapidă și la adăpost, iar accesul era posibil doar prin porți mici. Zidul de est avea cele mai multe porți, de multe ori mai maestoase decât zidul propriu-zis. Mahomed al II-lea era sultanul Imperiului Otoman, care stăpânea tot Orientul Mijlociu și zone din Africa. Mahomed voia să-și extindă controlul în Europa, dar, așa cum o făcuse timp de peste 1000 de ani, Constantinopolul îi stătea în drum. Sultanul a adunat o armată și a construit un fort pentru a-și masca traversarea către Europa în vecinătatea orașului. Nu era nicio îndoială cu privire la intențiile lui și nicio soluție ca orașul și Constantin al XI-lea să evite un asediu. Constantin a cerut ajutorul întregii creștinătăți. A primit foarte puține răspunsuri. Regii Franței și Angliei nu au trimis nimic. Papa a cerut ca Biserica Răsăriteană să-i recunoască autoritatea. Era o pretenție greu de suportat pentru celălalt centru al credinței creștine. Chiar și așa, împăratul Bizanțului a fost de acord. În schimb, papa a trimis doar 200 de arcași. Singura întărire, în adevăratul sens al cuvântului, care a sosit la timp, a fost un mercenar expert în apărarea zidurilor. Mercenarul a adus cu el 700 de soldați pricepuți. Dar oamenii au continuat să se scurgă în oraș până când, la finalul anului, efectivul garnizoanei crescuse la 10.000 de soldați. De cealaltă parte a strâmtorii, Mahomed aștepta cu aproape 100.000 de oameni, cei mai mulți fiind mobilizați din toate colțurile imensului său imperiu. În 1452, armele cu praf de pușcă abia începeau să schimbe războiul. Tunurile erau mari și periculos de manevrat. Tunarii își preparau adesea singuri praful de pușcă și, la fel de frecvent, își turnau singuri tunurile. Tunarii erau specialiști civili plătiți bine datorită talentului lor și din pricina riscurilor pe care și le asumau. Printre cei mai buni tunari mercenari ai acelor vremuri era și Orban din Ungaria. Ungaria era un regat creștin, așa că, înaintea asediului, Orban și-a oferit oamenii și tunurile lui Constantin al XI-lea. Tunurile lui variau de la cele mici, care trăgeau cu o bilă de piatră sau metal de doar câteva kilograme, până la cel denumit Basilica, care putea trage doar de 7 ori pe zi, dar aruncau obuze care cântăreau până la 270 de kilograme. Acum, dacă puterea Constantinopolului stătea în zidurile sale, te-ai gândit că împăratul ar fi înțeles că tunurile însemneau cea mai serioasă amenințare împotriva acelor ziduri. Dar Constantin a decis că mercenarii și tunurile lor erau prea scumpe. Chiar dacă era o șansă destul de mare ca Orban să-și ofere serviciile lui Mahomed, din rațiuni proprii, Constantin l-a refuzat. În câteva luni, Mahomed al II-lea angajase trupele lui Orban și Basilica pentru a-l ajuta la atacarea Constantinopolului. Armurierul acceptase oferta sultanului după ce dăduse bizantinilor prima șansă. În loc să apere orașul creștin, tunurile lui aveau să-i doboare zidurile.
Până la sfârșitul primăverii anului 1452, turcii au terminat fortul care trebuia să le ascundă armata în timpul traversării Bosforului. În primăvara lui 1453, Mahomed era gata să asedieze Constantinopolul. Pe 6 aprilie, fiecare tun din armata musulmanilor a început să lovească zidurile orașului. Cele mai multe erau tunurile aduse de Orban din Ungaria. După 12 zile de bombardament susținut, a apărut o spărtură îngustă în zid. Zidurile, care rezistaseră milenii, fuseseră străpunse în mai puțin de 2 săptămâni de tunurile pe care Constantin al XI-lea le refuzase. Sute de otomani au atacat mica spărtură, dar au fost respinși cu ușurință. Pe 6 mai, tunurile au creat o altă breșă în locul în care râul Licus intra în oraș prin zidul estic. În ziua următoare, sultanul a aruncat 25.000 de oameni într-un atac care a fost respins după doar 3 ore de lupte intense. Soldații din garnizoană au făcut tot posibilul pentru a repara distrugerile, dar din acel moment mai departe au fost obligați să țină tot timpul oameni lângă secțiunile slăbite ale zidului. 6 zile mai târziu, o altă breșă a fost creată lângă capătul nordic al zidului mare. Atacul asupra acelei breșe aproape că a dus la pătrunderea turcilor în oraș. Doar întăririle rapide ale lui Constantin și ale gărzii imperiale au salvat Constantinopolul. Asediul a continuat săptămâni întregi, cu bravi apărători respingând tentativele otomanilor de a utiliza un turn de asediu și de a săpa tuneluri pe subziduri. În tot acest timp, tunurile au tras spre ziduri, încercând crearea de noi breșe și redeschiderea celor care fuseseră reparate. Până la urmă, chiar și zidul cel mare și gros a fost bombardat. După pierderea ultimului turn de asediu, unii dintre generalii sultanului au început să-i ceară acestuia retragerea. Alții l-au încurajat să mai încerce o dată. Dacă asaltul general nu reușea, aveau să se retragă. Tunul pe care îl refuzase Constantin șubrezise serios zidul cel mare, acolo unde intra râul Licus în oraș. Pe 29 mai, Mahomed al II-lea și-a implicat toate forțele într-un ultim asalt. Aproape 20.000 de bașbuzuci, mercenari care luptau pentru pradă, au atacat primii. Au fost respinși, dar imediat în spatele lor a venit o a doua linie de otomani care au reluat atacul asupra zidului slăbit. Au presat breșele parțial blocate și au fost respinși doar după 2 ore de lupte intense. Apărătorii erau epuizați, iar zidul cel mare oferea din ce în ce mai puțină protecție. Dar, înainte să apuce să-și tragă sufletul, a atacat al 3-lea val de turci. Adunându-și ultimele resurse, apărătorii creștini i-au respins și pe aceștia. Din păcate pentru oraș, în timp ce aproape fiecare soldat disponibil lupta lângă breșa din dreptul râului Licus, din centrul zidului cel mare, câțiva soldați turci au reușit să intre printr-o mică poartă care fusese lăsată deschisă în altă parte. Au preluat controlul asupra unui mic turn din extremitatea nordică a zidului și au înălțat steagul sultanului în vârful lui. Deși în realitate era o amenințare minoră, acest lucru li s-a părut apărătorilor un dezastru. Moralul și hotărârea lor s-au prăbușit pe măsură ce tot mai mulți aflau de steagul de pe turnul nordic. Apoi, comandantul unui grup mai mare de mercenari a fost rănit și a trebuit transportat de lângă zid. Oamenii extenuați care luptaseră împinși de adrenalină și-au pierdut speranța. Sultanul și-a trimis trupele de elită, ienicerii, care au reușit să preia controlul secțiunii estice a zidului, de la Licus până la prima poartă, Adrianopol. După ce ienicerii au deschis-o, 10.000 de turci au invadat Constantinopolul. Constantin al XI-lea, paleologul, ultimul împărat al Bizanțului, a murit luptând pe străzi. Victoria otomanilor a fost foarte aproape de a nu fi existat vreodată. Sub presiunea generalilor săi, dacă ultimul atac ar fi eșuat, Mahomed ar fi plecat. Dacă împăratul bizantin l-ar fi angajat pe Orban cu tunul său, breșele care au șubrezit zidul
nu ar fi existat niciodată. Fără acele breșe, armata sultanului ar fi aflat că atacarea zidurilor Bizanțului era o sarcină aproape imposibilă. Efectul căderii Constantinopolului în Europa a fost unul surprinzător. Prețurile de monopol cerute ulterior de negustorii turci pentru produsele și mirodenile din Est i-au făcut pe occidentali să caute alternative de schimb cu Orientul. În decurs de 30 de ani, portughezii navigau în jurul Africii, iar peste fix 40 de ani, Ferdinand și Isabela finanțau prima expediție a lui Cristofor Columb. Căderea orașului a forțat începutul celei mai importante perioade de descoperiri cunoscute vreodată. Greșeala lui Constantin al XI-lea de a nu-l angaja pe Orban a condamnat Constantinopolul și a adus sfârșitul Imperiului Bizantin, dar a dus și la perioada marilor descoperiri.